Fostul președinte al SUA a fost împușcat de la o distanță de aproximativ 140 de metri de pe un acoperiș situat în dreapta scenei. Cei din dispozitivul de securitate nu au reușit să le elimine pe trăgător decât după ce acesta a tras de mai multe ori în direcția lui Trump. Greșeala, în primul rând, mi se pare a fi la elementele ce țin de informativ, partea informativă, și a elementelor de cooperare într-un astfel de sistem, cum este, spre exemplu, poliția locală. Era o confuzie generală, vă dați seama. Erau aia îmbrăcați în uniformă completă, cu cască, cu cameră pe cască și așa mai departe, cu arme, și care se mișcau fără să aibă convingerea că ar trebui să se uite după vreo țintă. În condițiile în care martorii spun că poliția ar fi fost informată că un individ cu o pușcă se cațără pe un acoperiș, experții sunt de părere că este posibil ca multiplele forțe care au făcut parte din dispozitiv, poliție locală, federală, Secret Service, să nu fi comunicat bine. Cum au acționat cei din inelul apropiat de protecție, cei de imediat lângă președinte, mi s-a părut foarte corect în condițiile date. Într-adevăr, ulterior, putea fi vizibil obiectivul din grupul de protecție, dar deja presupun că se anunțase neutralizarea trăgătorului. Cazul este acum anchetat de FBI, însă cu siguranță va exista și o investigație internă a Secret Service, care va trebui să evidențieze greșelile celor care îl protejau pe fostul președinte american.